cât de suculenți, micii de casă, frageți și suculenți. Foarte, foarte gustoși. Încercați și voi rețeta de mici de casă. Foarte gustoși. Bine v-am găsit, dragii mei. Încep acest videoclip diferit pentru că câteva persoane m-au întrebat de ce nu mi-arăt fața și e prezent cu spatele. E bine, bucătăria deocamdată nu-mi permite să fac videoclipul altfel, însă cât de curând mă veți vedea în fiecare videoclip. Înainte să vă prezint ceea ce vreau să vă prezint astăzi, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat la canalul meu, să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, să vă mulțumesc pentru aprecieri și like-uri. Dragii mei, acum vreau să vă prezint ceea ce am. Așadar, pentru rețeta de astăzi vreau să fac pastă de mici, pas cu pas, făcută în casă, simplu, ușor și fără prea mult chin. Pentru rețetă avem nevoie de, în cazul meu, vreau să-i fac doar de porc, 1 kg de pulpă de porc, bicarbonat, cimbru, usturoi, piper și sare. Și aici am 2 linguri de untură care le voi pune în carnea tocată pentru fragezime. Așadar, voi toca la mașină de data asta carnea, după care vă arăt cum continuăm. Dragii mei, am tocat carnea. O adaug într-un malaxor, robot de casă. Adaug bicarbonatul de bucătărie. Cimbru. O lingură cu vârf de untură pentru fragezime, pentru că a fost doar pulpă. N-a fost grasă deloc, așa că ne trebuie să fie cât mai fragedă. Adăugăm și usturoiul pisat, o căpățână de usturoi. Dacă nu vreți prea usturoiați, puneți mai puțin. Piper după gust. Și sare. Așadar, o voi pune în malaxor, după care vă arăt cum continui. Iar acum, elementul surpriză. Adăugăm bere, lăsăm să malaxeze, mai adăugăm treptat. Dragii mei, după ce s-a amestecat foarte bine în mini malaxorul meu de bucătărie, în robotul de bucătărie, o voi răsturna pe un platou și o voi lăsa la frigider pentru circa 2 ore. Uitați cât de bine este făcută. Pastă de mici făcută în casă, ușor, curat și foarte, foarte gustos. Noi aici afară, în Irlanda, nu avem la îndemână tot timpul decât în magazinele moldovenești, românesc și poloneze. Uitați cât de bine a ieșit. Este foarte bine
făcută, miroase incredibil, cu puțin bani și puține ingrediente, o pastă de mici foarte, foarte gustoasă. Vă voi arăta după ce stă la frigider vreo 2 ore, mă voi apuca să vă arăt cum arată mici. Dragii mei, după ce a stat circa 2 ore în frigider, normal, trebuie să o lăsăm peste noapte în frigider, nu în congelator. Udăm mâinile cu apă și începem să modelăm. Mie îmi place să-i fac puțin mai mari, cam așa. Nu am aparat de făcut mici, îi voi face la mână și voi pune pe rând pe grătar. Grătarul trebuie să fie încins, să fie fierbinte. Mici de casă, v-am arătat toate secretele. Eu la 1 kg de carne, 1 kg de pulpă, am pus o bere de 300 de grame, 300 de mililitri, iar voi, care nu aveți voie să puneți bere, alcool, puteți pune apă minerală sau chiar apă de la ghiveta, apă simplă. Ați văzut cât de ușor se face. Noi aici am învățat să facem de toate pentru că nu suntem în România să mergem la măcelărie să luăm carne de mici. Sunt magazine, nimic de spus, însă azi este duminică și duminica e închis. Așadar, improvizăm. Facem noi și sunt foarte gustoși. Nu veți ști niciodată că nu sunt de magazin, sunt foarte, foarte buni. De ce îi pun treptat? Pentru că atunci când voi termina ultimul, primul va fi gata și tot așa. Va merge prin rotație. Cum vei ști când micii sunt gata? Ei se mișcă foarte ușor, nu mai sunt lipiți. Vedeți? Nu sunt gata, ăștia sunt lipiți. Atunci sunt gata când se dezlipesc foarte ușor. Așa arată micii după ce i-am copt la foc moderat, nu foarte pe grătar. Focul trebuie să fie mai potrivit, să nu fie foarte mare. Uitați cât de suculenți sunt. Sunt foarte suculenți și foarte, foarte gustoși. Eu cam atât am vrut să vă arăt astăzi. Vă doresc o duminică binecuvântată. Dacă vă place ceea ce fac, vă rog frumos apăsați butonul de like și clopoțelul. O zi binecuvântată, ne auzim la un nou videoclip.